Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți sinteza celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament. Vă reamintesc că emisiunea poate fi vizionată și online pe tvrplus.ro. Iată ce veți vedea astăzi. Ministrul Economiei Virgil Popescu a fost invitat la ora Guvernului pentru a da socoteală pentru creșterea explozivă a facturilor la energie. Senatorii au aprobat suplimentarea fondurilor destinate Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, de la 30 la 33 de miliarde de lei. Legea parteneriatului civil a fost respinsă de Parlament. La rubrica Birou Parlamentar, senatorul AUR, Sorin Lavric, susține că vom discuta la nesfârșit despre corupție, dacă românii vor continua să o accepte. Situația creșterii explozive a facturilor la energie s-a aflat în atenția plenului Camerei Deputaților, cu prilejul participării la ora Guvernului a ministrului Virgil Popescu. Parlamentarii USR, PNL și cei PSD s-au criticat reciproc pentru ce au făcut sau pentru ce nu au făcut atunci când au condus Ministerul Economiei. Dezbaterile politice cu tema situația creșterii explozive a facturilor la energie au avut loc în cadrul orei Guvernului. Ministrul Economiei Virgil Daniel Popescu a participat la ședința plenului Camerei Deputaților, după ce în aceeași zi a prezentat cum vor evolua lucrurile la Comisia de Anchetă înființată cu același scop. Guvernul caută soluții care să-i ajute pe români să suporte mai ușor costul ridicat al facturilor la energie. În acest sens, ministrul Economiei a prezentat mai multe detalii cu privire la schema de compensare și a răspuns la întrebările care au fost adresate. Odată cu prezentarea motivului pentru care grupul minorităților naționale, altele decât cea maghiară, a adresat invitația reprezentantului executivului, Varujan Papucian a făcut și câteva propuneri pentru viitorul energetic al României, chiar dacă contextul la acest capitol este unul extrem de sensibil în toată Europa. Nici cetățenii acestei țări, nici economia acestei țări nu pot rezista cu nivelul acesta de prețuri. Există două resurse care pot furniza constant energie, fără a polua, pe care trebuie să le dezvoltăm. Una este resursa nucleară, cealaltă este energia geotermală, dar pe care nu o avem pe tot cuprinsul României și care nu ar fi suficientă în niciun caz, dar ar avea un aport oarecare. Soluția este să plafonăm prin impozitare. Și nu pe 3 luni, pe 6 luni, ci pe 6 ani, timp în care să rezolvăm problema trecerii zonei de producție a energiei electrice pe resursă nucleară geotermală și ce mai putem dezvolta ca stocare și ca dezvoltare pentru fotovoltaic. Preocuparea ministrului Virgil Daniel Popescu în legătură cu găsirea celor mai bune soluții pentru românii care sunt afectați de costurile mari ale facturilor la energie electrică și gaze naturale a fost exprimată atât în Comisia de Anchetă a Parlamentului, cât și de la Tribuna Plenului Camerei Deputaților. Astăzi am auzit un alt tip de plafonare prin impozitare. Este o discuție care poate avea loc. Nu sunt adeptul plafonării la producător, a prețului la producător, pentru că asta descurajează investițiile. Dar dacă vorbim de altceva, de o supraimpozitare pentru profituri excepționale, dacă vorbim de limitarea prețului către consumatorul final, atunci da, sigur, putem discuta. O supraimpozitare nu putem discuta fără implicarea celor de la finanțe, să știm exact pe ce stăm, dar e o discuție care merită deschisă și merită continuate. Sunt adeptul discuțiilor în Parlament, sunt adeptul grupurilor de lucru împreună pe care trebuie să le facem în comisiile parlamentare și da, trebuie să avem, să vorbim franc despre acest lucru, despre viitorul energiei în România și în Europa. În cadrul dezbaterilor generale, reprezentanții grupurilor parlamentare, cu excepția liberalilor care au cedat timpul lor ministrului economiei, au arătat care este opinia lor cu privire la starea de fapt în ce privește costul ridicat al facturilor atât pentru consumul de energie electrică, cât și pentru consumul de gaze. Subiectul fierbinte care urmează să afecteze buzunarul tuturor românilor, odată cu scăderea temperaturilor, a încins spiritele sub cupola Parlamentului, iar dezbaterea propriu-zisă s-a transformat într-un schimb dur de replici între social-democrați și deputații USR.
Suntem într-un moment dificil pentru România, pentru consumatorii români, fie că vorbim de cei casnici sau de mediul de afaceri și de consumatorii industriali. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Cert, ne aflăm într-un context european, dar nu putem să dăm vina doar pe contextul european. Și erau lucruri care se puteau face și aici, în România. În primul rând, liberalizarea pieței de gaze naturale și de energie electrică, evident că era o măsură necesară, menită să asigure transparența prețurilor, mai multă competiție, să contribuie la stimularea investițiilor, și nu liberalizarea ne-a dus la această creștere a prețurilor, ci lipsa cronică de investiții. Însă trebuie să vă spun că ați pregătit lamentabil acest proces de liberalizare și ați creat falsa impresie anul trecut, atunci când s-a produs liberalizarea prețului la gaze naturale, că acest lucru va duce automat la reducerea prețurilor dacă cineva trece din regim reglementat în regim liber, pe piața liberă. Am rămas blocat, siderat de tupeul și de nesimțirea celor de la USR. Nu că ar fi o noutate pentru nimeni acest lucru, mai ales de tupeul și nesimțirea domnișoarei Prună, care după ce au făcut țara asta praf sau magiun, vin și-l ceartă pe Popescu, nu că n-ar fi vinovat ministrul Popescu, de dezastru, parcă ei au fost pe altă planetă. Vechea clasă politică, printre care și PSD și miniștrii pe care dumneavoastră i-a susținut la energie, nu au făcut absolut nimic în 31 de ani. Nu au investit și au numit politic oameni în consiliile de administrație, au căpușat aceste companii de stat și dumneavoastră aveți tupeul să spuneți că USR nu a făcut nimic pentru doamna Prună, vă rog frumos, ați avut rușine, alte 20 de secunde, vă rog să luați loc în sală. Vreau să cer scuze față de toți românii care sunt aduși în această stare de sărăcie, în special de cei de la USR. Doamna domnișoara Prună, pe unde sunteți? Păi acolo sunteți. Nu vă-i rușine față de români să veniți la tribuna Parlamentului să vă certați partenerii de guvernare sau încă boliți, plângeți după cașcaval? Ora Guvernului și prezența ministrului Economiei Virgil Daniel Popescu la dezbaterile politice cu privire la situația creșterii explozive a facturilor la energie s-au încheiat după cele 60 de minute alocate. Rămâne de văzut în ce măsură aceste dezbateri vor produce efecte în sprijinul consumatorilor, altele decât cele care au fost legiferate de curând și care se referă la consumatorul vulnerabil. Dintre cele 7.234 de obiective de investiții care se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, doar 2.811 au fost finalizate până în prezent. Pentru a asigura continuarea investițiilor locale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este nevoit să suplimenteze suma alocată PNDL. Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, comasează toate obiectivele de investiții care vizează infrastructura locală, asigurând o strategie integrată și unitară de dezvoltare a României. Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile locale. Prin PNDL, etapa a doua, care se desfășoară în perioada 2017-2022, sunt finanțate 7.234 de obiective de investiții, însă dintre acestea, doar 2.811 au fost finalizate. Pentru a asigura continuarea investițiilor locale, Guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care se suplimentează suma alocată PNDL, etapa a doua. Prin prezența ordonanței de urgență a fost suplimentată valoarea totală a PNDL, etapa a doua, de la 30 de miliarde la 33 de miliarde. De asemenea, prezentul act normativ creează cadrul legislativ care să permită unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții. Suplimentarea sumelor de la bugetul de stat se acordă tuturor beneficiarilor în baza solicitării de suplimentare și anote justificative
în cuprinsul cărora beneficiarii justifică necesitatea suplimentării. PNDL este compus din 3 subprograme: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor și orașelor și infrastructura la nivel județean. Nefinalizarea obiectivelor de investiții începute prin PNDL atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat. Senatorii prezenți la dezbaterea proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență prin care se majorează fondurile alocate PNDL etapa a doua au subliniat importanța continuării contractelor încheiate și au încercat să explice motivele pentru care investițiile au nevoie de bani suplimentari. Noi discutăm în esență pe această reglementare de o diferență care echilibrează investițiile publice derulate pe PNDL 2 și care au întârzieri din mai multe motive. Unul dintre motive și diferențele de preț cumulate ca urmare a unor creșteri, a unor cheltuieli generate de carburanți, de plata manoperei. Știm că pe parcursul anului s-a intervenit și din acest punct de vedere pentru a crea facilități unor constructori din punct de vedere a unor modificări fiscale și toate au generat, inclusiv situația pandemică existentă, au generat anumite întârzieri în derularea acestui program. Programele nu pot fi oprite, pentru că ar însemna o cheltuială publică acordată până în acest moment nejustificată. Și atunci era limpede că ar trebui să mergem în suplimentare și decalarea unor termene pentru a închide acest program operațional. PNDL-ul trebuie să fie continuat. Trebuie să fie alocate fondurile necesare pentru finalizarea tuturor proiectelor pentru care există contracte de finanțare. Nu putem lăsa investițiile la jumătate. PNDL-ul reprezintă garanția dezvoltării statului românesc, în primul rând, și nu trebuie blocat, indiferent cine iese la guvernare. Stimați guvernanți, apa, gazul și asfaltul nu trebuie să aibă culoare politică. Noi, grupul PSD, vom susține orice inițiativă, indiferent ce ne-o propune, pentru a dezvolta comunitățile locale. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență prin care se majorează fondurile alocate PNDL etapa a doua a fost adoptat de senatori cu 116 voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Vot decizional este Camera Deputaților. Guvernul Câțu va trebui să se confrunte cu încă o moțiune de cenzură, cea de-a doua din această sesiune parlamentară. Decizia socialdemocraților de a depune o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu vine după decizia judecătorilor Curții Constituționale în cazul moțiunii depuse de USR Plus și AUR. Mai multe amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Curtea Constituțională a admis cu unanimitate de voturi cererea formulată de premierul Florin Câțu și a constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Curtea a constatat că moțiunea de cenzură a fost depusă cu întrunirea numărului de semnături necesare, însă s-a reținut că din vina Parlamentului moțiunea nu a fost dezbătută, astfel că procedura nu a fost finalizată. În consecință au fost încălcate prevederi constituționale privind statul de drept și echilibrul puterilor în stat. După ce a constatat existența conflictului, Curtea a stabilit că Parlamentul trebuie să dezbată moțiunea depusă și să își exprime opinia prin vot, conform principiului colaborării loiale între instituțiile statului. Partidul Social-Democrat a depus o moțiune de cenzură semnată de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Câțu. Conducerea Parlamentului a decis în unanimitate să supună la vot moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului Câțu. Moțiunea va fi citită joi și va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare, marți. În același timp, Biroul Permanent reunit a decis să nu stabilească un calendar pentru moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Conducerea Parlamentului a hotărât să aștepte motivarea Curții Constituționale. Legea parteneriatului civil a fost respinsă de Parlament. Dezbaterile generale cu privire la importanța unei legi care să reglementeze parteneriatul civil s-au dovedit utile, având în vedere că reprezentanții grupurilor parlamentare au dorit să se exprime cu privire la acest aspect. Timpurile și transformările care au loc în societate au făcut obiectul dezbaterilor generale cu privire la parteneriatul civil. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil a ajuns în plenul Camerei Deputaților abia în această săptămână, după ce a fost respinsă de Senat în urmă cu 3 ani, iar juriștii deputați au recomandat respingerea documentului tot în anul 2018.
Constituția, Codul Familiei, precum și instituția căsătoriei civile au fost invocate de liberalul Andrei Gheorghe, care, în nume personal, așa cum a precizat liderul PNL Gabriel Andronache, consideră că o lege care să reglementeze parteneriatul civil ar fi un surogat care parazitează dreptul civil. Reprezentantul USR nu a împărtășit aceeași opinie. Evident, parteneriatul civil a fost construit ca o formă de a păcăli societatea în vederea instaurării, introducerii căsătoriei între persoane de același sex. Aceasta este miza reală a parteneriatului civil. O căsătorie între persoane de același sex mascată. Și dacă vedeți această inițiativă legislativă și o citiți în detaliu, o să vedeți că în ea sunt o serie de elemente legislative care pur și simplu dublează instituția căsătoriei. Este anormal. Este o inițiativă care subminează familia și căsătoria în România. Parteneriatul civil nu are decât un singur obiectiv: distrugerea familiei și impunerea pe cale normativă, în, să-i spunem așa, în răspăr cu mersul democratic, legitim al societății în care ne aflăm, a căsătoriei între persoane de același sex. Dacă astăzi vom avea parteneriat civil, adopția de copii de către cuplurile de același sex va deveni o realitate nu peste foarte mult timp. Cred că suntem datori să apărăm dreptul natural, să apărăm codul civil, să apărăm Constituția României, să apărăm dreptul civil în care se spune foarte clar că căsătoria este într-un bărbat și o femeie, așa cum este în codul civil astăzi. Să nu uităm că suntem o societate creștină, domnul deputat, o să vă rog creștine, să și să apărăm familia. Așadar, un nu hotărât parteneriatului civil. În Uniunea Europeană, unde nașterile au depășit 4 milioane, da? În 10 dintre cele 27 de state membre, copiii au fost născuți în afara căsătoriei, da? 4 milioane de copii. Că tot vorbim de natalitate și vrem aici să creștem natalitatea României, așa? Și încă o cifră din țara noastră, în 2020, peste 30% dintre copii născuți erau în afara căsătoriei. Păi ce ne facem, dragi colegi? Cum vrem să creștem natalitatea țării noastre dacă noi nu suntem în stare să respectăm noțiunea de familie și celor care nu doresc să se căsătorească? Cred că a venit momentul să respectăm principiul egalității și să nu-i mai discriminăm pe cei care nu-și doresc să se căsătorească. De ce? Fiindcă parteneriatul civil se referă de asemenea, da, la cuplurile heterosexuale. Așa că haideți să ne revenim, dragi colegi, fiindcă suntem în Uniunea Europeană și suntem printre puținele țări, da, cele 6 țări care fac parte din asta, face parte și România, e Bulgaria, Letonia, Polonia. De ce să fim iarăși codași Europei când putem să ne dezvoltăm și să ne modernizăm? Legea privind parteneriatul civil a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților. Majoritatea a decis că actul normativ nu este necesar. La dezbaterile generale, deputatul Gabriel Andronache a arătat că motivul pentru care liberalii nu sunt de acord cu adoptarea documentului este legat de faptul că în atenția forului legislativ se mai află și alte inițiative cu același obiect de reglementare. Am intrat în politică din dorința de a schimba ceva, fiind nemulțumit de toată clasa politică, a declarat senatorul AUR Sorin Lavric. El spune că vom discuta la nesfârșit despre corupție, dacă românii vor continua să o accepte. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, sunteți absolvent de medicină și în același timp de filozofie. Ce v-a determinat să treceți de la doctor de trup la doctor de suflete? Eu cred că imboldul lăuntric și un anumit flair care îmi spunea că pentru mine viața nu are sens decât dacă mă îndelenicesc cu idei și cu încercarea de a înțelege ce-i cu lumea asta și cu universul în care ne mișcăm. Când am dat la medicină pe vremea lui Ceaușescu, când se intra îngrozitor de anevoios, am făcut-o mai degrabă sub apăsarea dorinței părinților. Părinții mei vreau să mă vadă medic, fusese visul lor. Și m-am supus unui canon cumplit ca să intru. Până la urmă am intrat și dacă tot am intrat, chiar dacă simțeam că acolo sunt mai degrabă un turist, un diletant, un neofit, pentru că nu mă simțeam în elementul meu acolo, mi-am spus dacă tot am început facultatea, să o termin. Și am terminat facultatea, ba mai mult am fost un an de zile, am fost medic stagiar la Brăila, după care am avut de ales să mă duc undeva la țară sau să mă apuc de altceva. Și atunci glasul meu lăuntric mi-a zis că, în ciuda
detaliului stânjenitor, că toți mă priveau ca pe un nebun, cum poți să renunți la medicină, și mai ales în anii aceia tulburi după Revoluție, ca să faci filozofie. În ciuda reținerii tuturor, am făcut acest pas și am renunțat la medicină și am făcut facultatea de filozofie, culminând apoi cu un doctorat despre ontologia lunoică. Cum ați ajuns mai departe în politică de la filozofie? A fost a doua schimbare radicală, a doua schimbare de macaz în viața mea, să treci de la medicină la filozofie și litere, ca apoi să intri în această mlaștină a reptilelor despre care românii au o imagine execrabilă, și anume lumea politicii. Schimbarea asta a venit mai degrabă dintr-o încrucișare de două circunstanțe. Pe de o parte, deznădejdea că trăiesc în această țară și că condiția mea de român este terfelită, și de aici dorința de a schimba ceva. Disprețul față de clasa politică pe care o avem toți, eu însumi când mă privesc cu ochii celui de dinainte de a intra în politică, înțeleg de unde disprețul acesta al românilor față de politicieni. Și apoi circumstanța exterioară, întâlnirea cu Claudiu Târziu și cu George Simion. Claudiu Târziu fiind cel care mi-a spus: hai să facem acest pas, avem o vârstă, dacă noi nu vom încerca să schimbăm clasa politică așa cum ne-am dorit, nu o să o mai facă nimeni. Și la îndemnul, la cererea lui Claudiu Târziu, întâlnindu-mă după aceea cu George Simion, am luat hotărârea să facem un partid. Și așa a început totul la sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020. Ați ajuns în Parlament, sunteți senator, evident vă întâlniți cu alegătorii la sfârșitul săptămânii în ceea ce se cheamă activitatea de la biroul parlamentar. Care sunt problemele pe care acești alegători vi le ridică atunci când se întâlnesc cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii? Sunt o puzderie, de la necazurile mărunte legate de gospodărie până la conflicte și litigii urbane. De pildă, un domn vine și protestează împotriva faptului că primarul vrea să taie copacii de pe anumite străzi pentru că consideră acei copaci ca fiind periculoși în caz de furtună pentru clădirile din jur. Vin cu atâtea griji și cu atâtea necazuri, încât este foarte greu să le explici că atribuțiile unui parlamentar nu coincid cu cele ale primarului sau ale consilierilor locali sau județeni. Ei pentru asta vin, pentru lucruri mărunte pe care un parlamentar nu le poate rezolva de-a dreptul, ci doar indirect. Cum? Apelând la autorități și mijlocindu-i acelui om, se duc acolo ca să-și lămurească micile necazuri. Cam cu asta ne lovim. Almiteri, încercăm să-i facem pe români să înțeleagă că oricât s-ar văita ei de faptul că clasa politică este coruptă, dacă ei continuă la rândul lor să fie corupți, nu vom putea schimba nimic. De unde pleacă corupția românului? De la detaliul acesta apăsător că în timpul alegerilor acceptă să-și filmeze, să-și fotografieze votul pe care îl pune pe un anumit partid, pentru că apoi ieșind din secția de votare să primească în schimbul acelui vot dat 100 de lei, 200 de lei, un bacșiș, un peșcheș. Câtă vreme vor accepta acest lucru și vor vota dintr-un interes mărunt, pecuniar, ridicol de mic, atâta vreme nu au ei dreptul să se vaite de clasa politică. Punem punct aici emisiunii de astăzi, emisiune pe care o puteți găsi integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!